Inspectoratul de Poliție al județului Maramureș a făcut public bilanțul activității angajaților săi în anul 2020 și la capitolul combaterea criminalității, datele arată că infracționalitatea sesizată a scăzut cu 1,7% față de anul anterior. Cea mai mare scădere s-a înregistrat la infracționalitatea judiciară, care a scăzut cu aproape 12%. Sprijinul unității canine în anul precedent a fost unul semnificativ, relevat atât în numărul activităților, 340 de misiuni de menținere a ordinii publice pe raza de competență a Poliției Municipiului Baia Mare și alte 56 de misiuni pe raza județului, 7 misiuni de prelucrare urmă, 4 misiuni de căutare-salvare, 9 misiuni de detectare tutun. Cu sprijinul unității canine, lucrătorii SICI au confiscat în anul 2020 aproape 16.000 de pachete de țigări de contrabandă. În ceea ce privește segmentul criminalistică, în anul 2020, lucrătorii de profil au asigurat și efectuat cercetarea la fața locului în 2309 cazuri, ocazii cu care au fost ridicate aproape 9612 urme din toate categoriile. Criminaliștii au efectuat 103 necropsii, 100 de percheziții, 48 de reconstituiri, 90 de recunoașteri din grup sau foto, 41 de conduceri în teren, 10 experimente judiciare, 3 acțiuni și razii și 584 de alte activități sau deplasări